După închiderea petrecerii și fetele au stat puțin de vorbă, Andrada a discutat puțin despre Anglia, spunea că a fost acolo și că este o țară horror, nu-i place, foarte multă mizerie. Într-adevăr, spunea ea, se poate câștiga foarte bine, ar merge acolo doar plătită, altfel nu. Delia îi zicea că depinde unde a fost, în ce zonă. Antonia era și ea de părere că, într-adevăr, Anglia este o țară în care clima nu este foarte prietenoasă. Întreba Antonia fetele dacă stau mai multe zile în casă, dacă mai rămân, și fetele spuneau că nu vor sta, vor pleca. Spuneau că după ce vor ieși din casa Mireasa vor merge la o cafea, la o bârfă și că vor merge să le facă Khaled o ședință foto. Delia spunea că este de servicii și trebuie să facă curățenie. O întreba pe Antonia dacă o ajută. Antonia a refuzat acest lucru. Spunea că nu va mai participa la curățenie, a spus asta și așa o să facă. Delia îi zicea, păi da, uite, vezi că mănânci în casă, cineva gătește, și Antonia a spus că dacă ea este luată la mișto, atunci și ea o să ia la mișto și nu o să mai participe la curățenie. O întreba Delia pe Cristina la un moment dat, pe ea, cine o ajută în seara asta, și Cristina i-a spus să te ajute cine nu a făcut azi curățenie, adică Antonia. Au discutat fetele și despre foștii concurenții. Spunea Andrada că a vorbit cu Andrei și îi salută pe toți cei din casă. Despre Valentina a spus că nu mai face videochat și este cu cineva. Despre Șervan că este în vacanță, plecat în vacanță în Turcia. Despre Georgiana au discutat puțin, au început să râdă fetele, spuneau că Georgiana a fost împreună cu un fost concurent din acest sezon, că s-au cuplat după ce au ieșit din casa Mireasa, nu au vrut să spună despre cine, ziceau că dacă Georgiana nu a dezvăluit acest lucru, nici ele nu vor să vorbească mai mult. Antonia părea că știe despre cine este vorba, probabil atunci când a ieșit afară a aflat acest lucru, dar s-a întrerupt sonorul și nu s-a auzit toată discuția fetelor. Spuneau despre Dedici că are o iubită, de Andreea că este foarte bine. Delia o întreba pe Andrada de ce nu au scris mai des. Andrada spunea că ea a scris anumite scrisori comune pentru fete și mame. Le-a trimis pe multe dintre ele prin susținători, unele au ajuns, unele nu, și le explica Andrada că probabil le vor fi date după ce ies din competiție. Am văzut că până la urmă nu a ajutat-o nimeni pe Delia și a mers să facă singură curățenie în living și pe terasă.